Este o altă informație de ultima oră, protest al polițiștilor în fața guvernului. Oamenii legii sunt nemulțumiți de faptul că nu vor primi măririle de salariu promise. Talida Trofin, colega noastră, este în direct de la acest protest. Talida, te ascultăm. Asistăm la un proces de mare amploare aici, în Piața Victoriei. Se pleacă în marș către Piața Constituției. Alături de mine este Florin Stoica, reprezentant al Sindicatului Național al Polițiștilor din Penitenciar, și o să ne spună ce vor să obțină în urma acestui protest. Sperăm ca în al 12-lea ceas să obținem din partea Guvernului și a Parlamentului înțelegere pentru problemele cu care se confruntă întreaga populație a României, dar cu în special salariații acestei românii. E vorba de legea de salarizare, de legea de protecție, creșterea prețurilor la energie și la gaz, legi privind protecție socială și tot ce înseamnă înțelegere din partea Guvernului României. Lucru care încercăm să-l facem de 2 ani de zile și din păcate n-am găsit înțelegere. Sperăm ca acum, în situația așa geopolitică, să fie conștient și să înțeleagă acest lucru. Ce părere aveți despre discursul ministrului Muncii, Marius Budăi? Noi avem încredere în discursul ministrului Budăi și cu siguranță a fost sincer. Din păcate, decizia nu stă la dumnealui, iar guvernul României nu face ce spune ministrul Muncii. Intenția dumnealui e bună, dar ne teamă că nu se va materializa. Dar scumpea românește merge pe mâna lui. Să sperăm că va fi bine. Doamnelor și domnilor, este un protest de amploare aici, în Piața Victoriei. Pornim în marș către Piața Constituției. Sunt mii de oameni care protestează astăzi pentru o viață mai bună, pentru salarii mai mari, pentru respectarea legii salarizării. Noi mergem împreună cu ei către Piața Constituției și revenim cu informații de ultimă oră. A venit alături de noi ministrul Muncii, domnul Marius Budăi, care va da un răspuns în urmă de guvernul României. Sunt aici astăzi ca să vă asigur că pentru noi, guvernul României, dialogul social este extrem de important. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră. Să îi mulțumesc domnului președinte Costin, să îi mulțumesc pentru deschidere și pentru dialog. Suntem în această perioadă în construcția unor măsuri care să vină în sprijinul cetățenilor români, care să vină în sprijinul categoriilor celor mai vulnerabile de persoane. Sunt aici să vă asigur de respectul guvernului, de respectul meu ca Ministerul Muncii. Și vreau să vă asigur de toată cooperarea.